Castelul Corvinilor este fără îndoială cel mai cunoscut obiectiv turistic al municipiului Hunedoara, având numeroși vizitatori. În jurul castelului există o suprafață mare de teren ce a aparținut fostului combinat siderurgic, iar autoritățile locale intenționează să ecologizeze perimetrul și să îl transforme într-o zonă de agrement de top printr-un proiect cu finanțări europene. Cred că este unul dintre cele mai frumoase proiecte la care lucrăm în momentul de față. Este o suprafață de aproximativ 8 hectare de teren pe platforma fostului combinat siderurgic și care se află în apropierea castelului Corvinilor. Intenționăm acolo să ecologizăm zona și să creăm așa numită grădină urbană Corvine, așa se și numește proiectul. Suntem destul de avansați cu ceea ce înseamnă documentația. Sunt bani europeni, foarte mulți pe aceste proiecte privind spațiile verzi. În grădina urbană Corvinia vor fi amenajate, printre altele, spații pentru picnic sau un luciu de apă artificial, iar locul, în concepția primarului Dan Bobăuțanu, va fi unul ideal pentru ca turiștii ce trec pragul castelului Corvinilor să-și mai prelungească cu ceva vreme vizita în municipiul Hunedoara. Va fi o zonă de relaxare, o zonă de picnic, chiar și un luciu de apă intenționăm să facem. Încă ne gândim exact cum vom mobila toată suprafața, dar cert este că acest proiect se adresează atât cetățenilor din municipiul Hunedoara, cât și turiștilor care vin la castelul Hunedoara și care vor avea cu siguranță curiozitatea să mai zăbovească puțin când iasă din castelul Corvinilor să vadă și grădina urbană. Tot pe fonduri europene, municipalitatea hunedoreană dorește să mai modernizeze două parcuri din oraș, unde sunt propuse a se realiza încă un lac artificial, dar și un patinoar. De asemenea, mai sunt încă două proiecte pe spațiile verzi. Vorbim de o reabilitare și o modernizare a parcului Corvin, cât și a parcului central, parc care se află în proximitatea bulevardului Corvin și aleei pietonale Corvin. În parcul Corvin intenționăm tot așa o zonă de relaxare pentru copii și acolo intenționăm un luciu de apă. Se pare că astfel de proiecte sunt finanțate în măsură foarte mare. Iar în parcul central intenționăm inclusiv construcția unui patinoar. Dacă se vor finanța astfel de proiecte, înseamnă că vom accesa fonduri europene și pentru construcția acestui patinoar în parcul central al orașului. Documentația necesară pentru a fi implementate aceste proiecte este în lucru, iar în stadiul cel mai avansat este cea care privește proiectul din Parcul Corvin. Proiecte importante, temele de proiectare și notele conceptuale sunt finalizate și la Parcul Corvin suntem chiar mai avansați. În momentul de față s-a finalizat achiziția podului și urmează să se întocmească podul, după care se va întocmi daliul pentru proiectare. Reamintim că tot în această perioadă în municipiul Hunedoara este în plină derulare un amplu proiect cu finanțare europeană pentru consolidarea, reabilitarea și extinderea spațiului de vizitare de la Castelul Corvinilor.